Muncim ca să mâncăm și să plătim factură. Probează deja cele mai recente date ale INS, care arată că un român cheltuiește mai mult de jumătate din venitul său lunar pe alimente și utilități. Iar viitorul nu sună deloc bine. Nivelul de trai va continua să scadă în continuare, iar povara ratelor la bănci va deveni și mai grea, în condițiile în care BNR a decis să majoreze din nou dobânda cheie din economie. Alocăm 60% din banii câștigați într-o lună pentru facturi, mâncare, băutură și țigări. O arată datele INS, potrivit cărora aproximativ 5.300 de lei dintr-un venit mediu de 6.200 de lei merg exclusiv spre acest tip de cheltuieli. Salariile au rămas cam la fel, iar la scumpirile care sunt acum ne descurcăm mult mai greu. Care sunt prioritățile? Pe ce cheltui? Mâncarea și utilitățile. Pe de toate, mai ales pe mâncare. Și utilități, dar în măsura posibilităților. Se face foarte multă economie. Cât din salariu cheltuiți pe mâncare, respectiv utilități? Cam 50%. În principal pe mâncare, pe costul de chirie și puține distracție. Cât la sută cheltuiești pe mâncare, respectiv chirie? Păi mă gândesc că 50% cu totul. Și mai greu este pentru cei în vârstă. Deci ne ajung 2200 de pensie după 48 de ani de muncă. Întâi plătesc utilitățile și mai rămâne acolo de mâncare, să zicem așa. Analiștii vin însă cu previziuni sumbre. Anul viitor va arăta și mai rău din punct de vedere economic. Datele statistice vin să confirme dimensiunea sărăciei din România. Perspectivele lui 2023 nu sunt deloc bune. Creșterea pensiilor în medie cu 250 de lei și a salariului minim de la 1 ianuarie cu 200 de lei nu vor fi de ajuns în condițiile în care prețurile vor continua să crească. Din păcate, în această iarnă și în anul viitor, pentru mare parte din populație, supraviețuirea economică va fi cuvântul de ordine. Potrivit INS, cheltuielile au crescut față de anul trecut. Pe mâncare dăm în medie lunar peste 1100 de lei, iar pe facturi 500 de lei. Cei mai puțini bani merg către educație și ieșirile în oraș, activități la care renunță tot mai mulți români. Veștile sunt însă și mai proaste pentru cei care au rate la bănci. BNR a majorat dobânda de politică monetară la 6,25%, de la 5,5%, vorbind despre dobânda la care băncile se împrumută de la Banca Centrală atunci când rămân fără lichidități. Pe noi direct nu ne afectează, că noi nu ne împrumutăm de la Banca Centrală. Băncile însă se împrumută de la Banca Centrală și atunci pentru ele faptul că se scumpește această lichiditate va fi un semnal într-o primă fază pentru dobânda cu care se împrumută ele între ele. Dobânda interbancară este baza de calcul pentru dobânda variabilă. Practic, prin această majorare, Banca Centrală trage un semnal de alarmă și îndeamnă pe români să nu mai facă împrumuturi și să cheltuie doar atât cât își permit.